Este cazul unei familii din Brașov. Au un copil care la 3 ani și jumătate a fost diagnosticat cu leucemie. Acum 2 ani de zile era internat la Cluj, era conectat la toate aparatele și la un moment dat, din senin, încep să moară fiecare organ intern, pe rând, unul după altul. Ultimul rămânând inima. Tatăl, disperat, a luat un denunț de la Sfinții de la Iu și a început să-l miroască peste tot unde a crezut el de cuvințe că i-ar folosi. Și când s-a retras, în vezul tuturor medicilor, au început să revină la viață fiecare organ intern. A fost un șoc total pentru toți medicii. Deci, practic, copilul a înviat din morți. O bucățică de vertebră din osoarul aiudului a ajuns și la părintele Iustin Pârvu, starețul mănăstirii Petru Vodă, un mare duhovnic și, la rândul său, fost deținut politic. Mirosiți așa de bilet, cum miroase, frumos. Se spune că nu e adevărat, măi, că mucenice și nu au fost chiar așa, măi. Păi nu fost chiar, dar uite, ia și vezi. De altfel, zeci de biserici din țară au luat o seminte de la aiud, tocmai pentru că au văzut puterea lor, chiar dacă ele nu au fost recunoscute oficial și nici nu sunt prezentate ca moaște. Și minunile pot merge și mai departe. Părintele Augustin spune că au fost cazuri în care martirii și-au dezvăluit identitatea de dincolo de moarte. Un părinte are o evlavie deosebită față de Sfinții Mucenici și a dorit foarte mult și el o bucățică de Sfinte Moaște. Le-am dat-o, iar după câteva luni de zile, părintele mă sună și îmi spune: părinte, Sfântul pe care mi l-a stat mi-a dat numele. Îl cheamă Gheorghe. Fiul preotului închis de comuniști confirmă povestea. Într-o noapte a visat că i s-a deconspirat numele celui care i-a aparținut aceste moaște și că i-a spus că este părintele Gheorghe de la Hunedoara. Și atunci l-a căutat într-o publicație care a fost cu martirii Bisericii Ortodoxe Române, cine este preot din Hunedoara cu numele de Gheorghe. Și așa a ajuns la identitatea tatălui meu, că este Gheorghe Tarcea, preot din Hunedoara. Când mi s-a comunicat acest lucru, am rămas foarte, foarte impresionat. Pot să zic că mi-am pierdut și posibilitatea de a mai vorbi atunci. Părintele Gheorghe Tarcea din Hunedoara, spun mărturiile, a făcut 16 ani de temniță grea și a fost un exemplu de credință în pofida chinurilor la care a fost supus. Tatăl meu, care avea o barbă ce pe desagon, așa-i crescuse, i-au smuls barba, l-au izbit cu capul de pereți. Marcel Tarcea, și el fost deținut politic, a stat o perioadă în aceeași închisoare cu tatăl său, la Deva, dar nu s-au întâlnit niciodată. Abia după ce s-a eliberat, a aflat că părintele a murit. Într-o seară am auzit când le-au pus lanțuri și de acolo i-au transportat în Jilava și de acolo l-au vărsat după aceea în temnița de execuție. Tatăl a murit mai târziu în închisoarea de la Iud. Există însă cazuri despre care știu deja mii și mii de români. Într-o capelă a cimitirului Giulești zace trupul neputrezit al părintelui Ilie Lăcătușu. Credincioșii vin duminică de duminică să-i se închine. Unii îi cer sănătate, alții îi mulțumesc pentru ceea ce au primit deja. Aici suferința și speranța merg mână în mână. Știam că părintele are ochii întredeschiși. Și când m-am uitat, fix la ochii Sfinției sale m-a uitat. Și într-adevăr, era așa ușor întredeschiși. Și nici m-am uitat din nou. Erau perfect închiși. Este un sfânt viu, i-am simțit. Părintele Lăcătușu a făcut 8 ani de închisoare și muncă silnică, deși n-a primit o condamnare. Se spune despre el că nu se oprea din rugăciune niciodată și că Dumnezeu îi dădea mereu semne că l-ascultă. Una dintre minuni s-ar fi produs când un grup de deținuți scoși la muncă în ianuarie pe un lac înghețat au căzut în apă. Părintele Ilie i-a îmbărbătat, i-a îndemnat să se roage și o mare minune s-a produs. Pentru că un soare blând s-a arătat, a făcut ca ziua aceea să fie foarte călduroasă. Ei au putut să se dezbrace, să-și pună haine la uscat și seara au putut să se întoarcă fără ca să pățească niciun din ei nimic.